Bună ziua și bine v-am regăsit! În această etalare vom vedea trei gânduri ale persoanei ce vă interesează în legătură cu voi. Vom avea ca varianta 1 pomișorul lapis lazuli, iar varianta 2 va fi brățara. Am să vă rog să alegeți o variantă, iar eu voi începe cu pomișorul chiar acum. Dacă aveți nevoie de etalări personale, găsiți toate detaliile în descriere. Prima carte este Cavalerul de Bâte, ceea ce înseamnă că această persoană se gândește să vină către voi foarte repede cu un mesaj sincer. După această carte zice că vine cu un mesaj scris în maxim o săptămână. Această persoană intenționează să vă dea un semn, această persoană se grăbește să vină la voi și să aibă o oarecare confruntare care nu neapărat că este extrem de dură, dar există foarte mult oportunitatea de a începe ceva nou, de a o lua de la capăt și de a înflori, de a fi ca un fel de primăvară a relației voastre din nou. Dar depinde numai de voi dacă alegeți să primiți această persoană sau nu. Deci, în primul rând, această persoană vrea să revină în viața voastră și cât de repede posibil. În special pentru cei pentru care mașina poate să fie galbenă, roșie sau portocalie. Această persoană crede că situația voastră este într-o oarecare măsură destinată să se întâmple, crede că voi sunteți persoane unice, această persoană este posibil să fi simțit o legătură foarte profundă cu voi încă din momentul în care v-a văzut pentru prima oară, însă nu a avut curajul niciodată să trateze acest lucru cu maximă seriozitate. Poate să fie și faptul că această persoană are tendința de a se comporta mai imatur dacă nu cumva chiar este mai tânără decât voi. Oricum, acum această persoană privește întreaga situație cu alți ochi, a trecut prin anumite încercări destul de dure până să ajungă în acest punct, însă în cele din urmă a primit un semn pe care probabil îl aștepta de o vreme să înțeleagă ce este cu această relație. Pentru mulți dintre voi este posibil ca această persoană să fi primit acest semn prin intermediul unui vis. Încă un aspect pe care aș vrea să-l transmit este că această persoană este mult mai spirituală față de momentul în care voi v-ați văzut sau v-ați vorbit ultima oară. Având în vedere că prima carte este Cavalerul de Bâte și practic Cavalerul de Bâte se grăbește să vină către voi, sincer aici mă duce mai mult cu gândul la faptul că între voi există o pauză sau o oarecare separare. O oarecare lipsă de comunicare sau comunicare minimă, astfel încât lucrurile urmează să fie luate de la capăt, într-o oarecare măsură. Și al treilea gând, să vedem. Oba. Echilibrul. Această persoană consideră că își găsește echilibru doar alături de voi. Voi puteți fi opusul față de această persoană, în sensul în care dacă această persoană este foarte agitată, foarte activă, foarte interesată de planul social al vieții sale, voi sunteți genul de persoană mai retrasă, care se ocupă strict de familie și de prietenii foarte apropiați, nu are un cerc foarte mare și este mult mai ancorată în ceea ce contează cu adevărat. Dacă această persoană este foarte concentrată pe cum este privit de lumea din jurul său, voi sunteți mult mai ancorați spre a vă simți bine, spre a fi bine și spre a vă preocupa de ceea ce vă face cu adevărat fericită. Aici poate să fie vorba și de o oarecare legătură comună prin creativitate, doar că există și o diferență. Și o să vă explic de ce. Între voi este o legătură foarte profundă pentru că într-o oarecare măsură voi aveți un scop extrem, extrem de important împreună. S-ar putea ca amândoi să fiți foarte buni la scris,
sau la cântat sau ceva de această natură sau de a exprima anumite lucruri sub variate forme, doar că unul este bun la acest aspect datorită abilității sale de channeling, de a se conecta la energia oamenilor și a entităților ce sunt nevăzute și de a transmite informații folositoare, în timp ce celălalt este mult mai ancorat pe trăiri, emoții, și tot ceea ce ține de trăirile umane, raportarea la trăirile umane. Și chiar dacă amândoi aveți cumva același tip de talent, fiecare și-are sursa diferit, pentru că sursa sa sunt trăirile sale, iar sursa voastră, pentru că aici așa percepe energia, poate să fie invers, sursa voastră să fie pur și simplu inspirată divin, nu neapărat trăirile voastre, nu neapărat lucrurile pe care le-ați făcut sau pe care vi le amintiți, ci lucrurile pe care le simțiți, le auziți sau le vedeți la un nivel intuitiv și le percepeți. Aici poate să fie vorba inclusiv de o colaborare care va fi pe viitor între voi, dar nu neapărat acum. Și vreau să știu acum cum vede persoana voastră situația pe care voi o aveți exact în acest moment. Persoana voastră este determinată să vină către voi, a așteptat ca voi să dați un semn, însă voi nu ați dat niciun semn. Această persoană este foarte probabil să fi încercat să vă manifeste în viața sa, însă voi, nedorind să faceți acest lucru, această persoană până la urmă vine către voi. Pentru unii dintre voi este vorba de o așteptare de minim 4 luni, oricum văd să fie o așteptare destul de lungă a voastră, pentru că persoana voastră se mișcă foarte lent, iar voi aici nu v-ați mișcat deloc. Nu știu care sunt circumstanțele, dar persoana voastră, chiar mai ales dacă ați așteptat de mai mult de 4 luni, va veni destul de curând către voi. Așteptarea voastră a luat sfârșit, s-a mișcat foarte lent această persoană într-adevăr, dar aproape a ajuns la voi. Voi aveți abilitatea de a manifesta mult mai puternică față de această persoană, probabil de aceea am și receptat faptul că voi puteți fi mai buni în a exprima lucruri prin intuiție. Să vedem și aceste cărți. Ce ne zic? Ok, atenție, pentru că aici poate să fie vorba de un trio și am să vă explic cum. S-ar putea ca voi, mai ales cei care sunteți într-o separare de lungă durată cu această persoană, voi să fiți deja cu altă persoană, iar această persoană să știe sau să intuiască acest lucru și caută să se furișeze din nou în viața voastră. Cumva, chiar dacă voi, fiecare și-a văzut de viața lui, este vorba de o loialitate, dar la nivel de sentiment, la nivel de inimă mai profund decât legat de relații, pentru că legat de relații s-ar putea ca această persoană să nu fi fost loială nici în timpul relației, dar această persoană cu toate astea are sentimente strict pentru voi, chiar dacă n-a vrut să le admită, chiar dacă n-a vrut să le vadă, chiar dacă n-a vrut să le accepte. Și acum nu se convine deloc faptul că voi sunteți interesați sau deja sunteți cu altcineva, nu știu, pentru fiecare va fi diferit, dar văd această persoană că intenționează să se furișeze în viața voastră. Dacă vreți să evitați pe cât posibil o situație de trio, dar fără să riscați relația în care sunteți acum, este mai bine ca în momentul în care această persoană intervine să vă impuneți limite personale, astfel încât această persoană care revine să-și amintească faptul că trebuie să lupte pentru a vă avea alături și faptul că voi nu aveți de gând să fiți doar o opțiune pentru această persoană și să vină să plece așa cum dorește. Dar aceste lucruri depind numai de voi și nu de mine. Eu doar vă pot atenționa ce urmează să se întâmple. Lasă dorința de control, nu încerca să controlezi persoana. Ține cont că în relația voastră un factor foarte important pot fi copii, puteți avea voi copii sau persoana voastră poate avea copii, chiar dacă probabil nu v-a spus, pentru unii dintre voi
dar țineți cont că persoana voastră încă mai poate avea probleme legate de dependențe. Această persoană poate avea nevoie în continuare de aprobarea cuiva foarte apropiat, o figură masculină. Nu știu dacă această persoană este un părinte sau dacă este un prieten, ceva de acest gen. Dar persoana aceasta în permanență are nevoie de validare. Această persoană nu are un fel echilibrat de a fi, în sensul în care această persoană oscilează foarte mult de la starea de persoană matură, adult, persoană cu capul pe umeri, la o stare de inocență, copilărie și un fel de a se comporta un pic mai lipsit de griji, fără să țină cont de urmări, de responsabilitățile pe care le are și așa mai departe. Aceste lucruri pot crea conflicte între voi, deci atenție la această persoană, pentru că nu e 100% matură persoana care revine și încă mai aveți de lucru și încă trebuie să vă bateți capul cu ea dacă vreți să aveți un viitor. Dacă decideți că nu este totuși ceea ce vă doriți voi, puteți să îndepărtați această persoană, decizia rămâne doar a voastră. Bun. Și atât am avut de spus pentru voi. Sper că v-a fost utilă această etalare și dacă aveți nevoie de o etalare personală, găsiți toate detaliile în descriere. Și varianta 2 cu brățara. Nu mai văd unde am pus eu brățara. Aici era. Bun. Să vedem 3 gânduri ale persoanei în legătură cu voi. Aici deja cărțile caută să sară foarte mult și mult prea repede. Suntem pregătiți? Ok, această persoană, această carte văd că vrea să revină, a mai căzut odată. În primul și în primul rând, această persoană consideră că are o reușită și își dorește o reușită alături de voi. Țineți cont că această persoană poate să fie foarte orgolioasă și foarte axată pe controlul relației. Această persoană este posibil să vă fi contactat, iar ceva din comunicarea voastră să vă fi dat de gol în legătură cu faptul că de-abia ați fi așteptat această persoană, iar această persoană se simte foarte mândră, ceva de genul, a, n-a reușit să își găsească pe altcineva mai bun decât mine sau aspecte de acest gen. Aici cred că a fost o separare de casă, cred că s-a terminat destul de recent, în sensul în care a fost o împăcare foarte recent. Însă, dacă nu s-a întâmplat încă acest lucru, urmează să fie foarte, foarte curând, respectiv în 6 ore, 6 zile ar trebui să se rezolve cu această situație, dar aveți grijă dacă încă nu s-a întâmplat, pentru că ceva din comportamentul vostru face să persoana voastră să creadă că gata, n-ați dat de cineva mai bun și să se umfle un pic în pene și nu este cazul, pentru că nu văd să fie neapărat acel gen de persoană care să fie înlocuit cu prea multă greutate. Nu vreau să zic asta ca să luați voi un aer de superioritate față de persoana voastră, ci doar pentru a vă deschide ochii spre a prelua controlul asupra relației, pentru că persoana voastră are tendința de control, dar controlează haotic, nu are o direcție foarte bună, are nevoie să fie îndrumată și îndrumată la un nivel un pic mai brutal, în sensul în care fie faci ca mine, fie faci ca mine. Persoana asta are tendința să neglijeze persoanele pe care nu le consideră la același nivel și are senzația foarte rapid că neapărat el sau ea este cea mai bună sau cel mai bun. Următorul gând. Această persoană poate, atenție, pentru că pentru unii dintre voi această persoană are interese la nivel material față de voi și acest lucru s-ar putea să se vadă în perioada imediat apropiată. Atenție, pentru că persoana asta cu siguranță la un moment dat își va da cu stângul dreptul și își va
recunoaște interesele pe care le are, dar fără să-și dea seama, este o energie destul de imatură. Nu văd această persoană ca fiind o persoană matură absolut deloc, indiferent de vârsta. Așa. Și aș mai zice faptul că această persoană nu este la nivelul la care voi aveți așteptări din partea sa. Chiar dacă țineți la ea, chiar dacă v-ați împăcat cu ea, nu este la nivelul la care voi vă doriți, pur și simplu. Cu cartea aceasta aș putea spune că această persoană are senzația, din nou, că poate face ce vrea când vrea, că nu există nimeni mai bun și așa mai departe. Aveți grijă, pentru că energia persoanei este foarte, foarte încrezută, foarte toxică și tinde să vă tragă în jos. Chiar dacă această persoană se vede ridicată în slăvi, pe voi vă trage în jos. Dar e decizia voastră, din nou, dacă rămâneți cu această persoană sau nu. Bun. De fapt, să vedem cum percepe situația dintre voi persoana, cu toate că a fost destul de clar până acum, dar totuși așa am făcut și pentru prima variantă și vă recomand să aveți atenție, pentru că această persoană, din nou, poate avea un interes financiar în legătură cu voi. Această persoană are planuri deja prestabilite, are deja în gând ce să facă cu banii voștri. Aici, dacă este vorba de un interes de la modul bani, investiții sau ceva de acest gen, atenție, pentru că această persoană are deja o agendă destul de bine stabilită cu ce are de gând să facă, cum are de gând să se dezvolte această relație și cum are de gând pentru care este vorba de bani aici, să vă cheltuie banii sau să vă folosească proprietățile, lucruri de acest gen. Dacă aveți de-a face cu o astfel de persoană, eu vă zic din start, încercați să puneți limite dacă mai vreți persoana asta lângă voi. Dacă nu mai vreți persoana asta lângă voi, pur și simplu ar fi mai bine să-i ziceți direct, pentru că această persoană este foarte dornică să întoarcă toate situațiile care sunt nefavorabile în favoarea sa. Această persoană caută să manipuleze inclusiv ceea ce spuneți voi, ceea ce a spus ea în trecut, încearcă să spună că voi nu vă amintiți bine sau că exagerați. Are tendința să vă zic eu că nu aveți dreptate, că doar vedeți lucrurile prea dur sau prea la extreme sau ceva de acest gen, dar persoana aceasta știe foarte bine ce zice, știe foarte bine ce face, se prea poate că de multe ori această persoană se scapă, dar fiți atenți, pentru că voi aici aveți indicii și știți, sunteți conștienți de ce se întâmplă, dar nu vreți să acceptați acest lucru. Puteți evita voi câte conflicte vreți, situația de bază rămâne aceeași. Depinde doar de voi dacă vreți să luați măsuri sau nu de mine. Bun. Atenție, pentru că aici această persoană poate zice că voi nu puteți vedea clar, nu vă simțiți bine. Dacă aveți o problemă de sănătate, poate da vina pe acea problemă de sănătate, că voi nu vă înțelegeți bine, sau poate spune că voi vedeți lucrurile nu știu cum, că aveți o problemă la cap sau ceva de acest gen, dar nu ar fi bine să luați în seamă prea mult această persoană. Desigur, poate să o zic într-un mod mai drăguț, dar această persoană până la urmă are de gând să rămână în viața voastră. Această persoană, atenție, cu 10 de pentagrame și cu cartea căsătoriei, s-ar putea să grăbească un pic lucrurile în relația voastră, să grăbească inclusiv până la stadiul de căsătorie sau de mutat împreună și să fie mult prea rapid pentru evoluția relației. În sensul în care, să zicem, voi probabil nici nu v-ați cunoscut extrem de bine și această persoană deja vrea să se mute pentru că a văzut că are un avantaj foarte mare în punctul în care face acest lucru. Această persoană nu ar trebui să vă temeți că vă înșală, decât în momentul în care această persoană întâlnește și se arată interesată o persoană care este mai sus financiar sau social decât voi, atunci, da, într-adevăr, este o problemă, dar până în acel moment această persoană este foarte loială. Deși eu zic că n-ar trebui să așteptați momentul acela să se întâmple, zic și eu. Acum e decizia voastră.
Atenție, pentru că dacă voi rămâneți în această situație și o vedeți ca pe o nouă aventură, voi ce interesant va fi și așa mai departe, rămâneți cu o înțelepciune, dar o înțelepciune care vine la oaltă cu regret. Voi, sincer, înțelepciunea asta deja o aveți în interiorul vostru, nu ar fi nevoie să încercați să vă afirmați că o aveți prin această situație. Sincer, este destul de inutil, înțelepciunea voastră este deja acolo, doar ține doar de timpul vostru, vreți să pierdeți timp cu această persoană și să regretați mai târziu sau nu? Atât de simplu să punem întrebarea. Sper că v-a fost utilă această etalare și să ne revedem cât mai curând. La revedere!